Uleiul de floarea soarelui a detronat uleiul de măsline ca regele bucătăriei în Spania, cel mai mare producător de ulei de măsline din lume. Cauza ar fi prețurile în creștere, care îi obligă pe consumatori să treacă la opțiuni mai ieftine. Potrivit cele mai mari asociații de îmbuteliere a uleiului de măsline, spaniolii au cumpărat 107 milioane de litri de ulei în prima jumătate a anului curent. Până în acest an, uleiul de măsline a fost cel mai popular ulei de gătit în gospodăriile spaniole, reprezentând 62% din vânzările în volum în 2023, în timp ce uleiul de floarea soarelui a reprezentat aproape 34%, informează Ministerul Agriculturii. Există gospodării care obișnuiau să cumpere numai ulei de măsline și pentru prima dată acum cumpără ulei de floarea soarelui, a declarat Primitivo Fernandez, purtător de cuvânt al Asociației de Îmbuteliere a Uleiului. O sticlă de ulei de floarea soarelui a costat în medie 1,86 de euro per litru anul trecut, în timp ce tipurile de ulei de măsline ajung la un cost de peste 6 euro pe litru, cu 50% mai mult decât în 2022, arată datele oficiale. În iunie, guvernul spaniol a redus taxa pe valoare adăugată a uleiului de măsline pentru a-l face mai accesibil, chiar dacă prețurile au scăzut puțin în acest an.